Vedeți, arată, practic, ce vedeți acum e un fel de ecografie 3D, în sensul că dacă vrea să vedeți cum arată un ficat gras, ăsta e. Bonjurică, bonjurică și bun găsit la farfuria lui Exarhu, adică a mea. Suntem în țara Argeșului acum, venim din țara Făgărașului. Țara Argeșului, în schimb, e numită țara ficatului. Pentru că acolo se face ficatul și avem și remediul pentru el, Harpagic Murat. Așa că, simplu, evident, am făcut conexiunea și vă servim astăzi, pentru bicicliști și non-bicicliști, o rețetă de ficat cu Harpagic Murat. Să fie lăudat, să fie și gustat. Rămâneți cu mine ca să aflați cum se face. Ficatul și untul sunt frați, mă rog, nu buni în viața reală, dar în tigaie sunt extraordinari. Și începe marea sfârâială. Știm foarte bine de la teleenciclopedia, ficatul nu se serează înainte, pentru că se întărește. Numai chestii importante aflăm de aici, de la farfuria de exact. Nu se serează, dar de piperat putem să se piperează. Vedeți, arată... Practic, ce vedeți acum e un fel de ecografie 3D, în sensul că dacă vrea să vedeți cum arată un ficat gras, ăsta e. Prăjim ce putem, dar punem și niște dafine. Și, dacă mai avem prin cămară, niște cimbru. Ăsta e un moment extraordinar să folosim arpagicul murat. Asta. Care le punem aici peste ficat și ceapă verde. Simte un pic de aciditate în momentul ăsta de la arpagic. De fapt, asta este partea care mi s-a părut mie interesantă, studiind tradițiile atât de frumoase din Curtea de Argeș și împrejurim. Nu e ce credeți voi, pot să vă explic. Vedeți, așa face și corpul nostru când primește spumant. Exact așa, deci până atunci fierbinte, sângitul, e pus spumantul, a absorbit substanța vitală și s-a liniștit. Uite și tu, ficatul. Cum era el încordat, se vedea și în aura. În aura tigăii se vedea. Acum, mai pace. Bolborosim ușor, ne simtem bine și cântăm niște doine de pe Valea Argeșului. Bun, vinul și-a făcut datoria. Încercăm acum și cu niște bulion. Îi mai dăm o tură, cum dau cicliștii înainte să pornească în cursă, un pic de pătrân gel și o să așteptăm nițel să fiarbă, nu de altă. Și acum o treabă care mie mi s-a părut foarte potrivită. Arpagicul murat e o delicatesă în sine. Nu știu că ați avut vreodată răbdare să plecați arpagic, dar să facem o sălățică de arpagic murat. El are aciditate și merge foarte bine, taie bine ficatul ăsta, care e o chestie masivă, așa, e destul de agresiv. Și punem și un pic de miere. Să fie acrișor de la oțet, dulce de la miere și parfumat și din altă zonă, de la niște mărar. Și o lăsăm să stea, cât se gătește ficatul. Acum, ca să mai completăm senzațiile și mai ales texturile, m-am gândit că, na, toți suntem în Argeș, un loc plin de mămăligă, m-am gândit eu că ar merge niște mămăligă. Și aveam niște mămăligă păstrată de când am fost pe Valea Argeșului de mult. Pe Argeș în jos, știți cum se mergea. Doamne, de unde le scot? Așa. Niște unt, niște ulei de măslină din codul Argeșului. Ăștia în Argeș acolo au... au lămâi, cum să spun, din astea, gata de cupate. Adică să nu mai stai să le tai, să murdărești cuțitul. Usturoi. Și miroase foarte bine. E drăguț să dai în farfurie peste un pic de mămăligă. Nu e neapărat din partea locului.
Dar și acum prăjim aici, încetişor, nu ne grăbește nimeni. Le avem și pastea puse deoparte și o să vedeți ce frumos o să fie. Și am ajuns într-un punct în care ar trebui să spunem: băi nene, gata, haide odată, dă-ne să mâncăm. Suntem și noi bicicliști, venim de la satul mare. Avem sosuleț, avem valoare și ne mai trebuie un pic de sărățică din asta de arpagic. Un pic de pătunjel. Bicicliști, nebicicliști, merităm și noi un ficat frumos. Așa că, bun venit pe malurile Argeșului, la revedere, dragă Argeș! Ne vedem în etapa următoare. Poftă bună! Bonjurică, bonjurică! Exact când nimeni nu se mai aștepta, așteptarea a luat sfârșit. Bineînțeles, este vorba despre cum puteți afla voi, pentru că m-ați întrebat, când se publică rețetele din farfuria lui Exact. E foarte simplu. Dădem întâi subscribe la canalul de YouTube Boșan. După aceea, dădem click pe clopoțel ca să aflăm primii când se publică rețetele. Și după aia, dădem like pentru că ne place, place, place.